Numele meu este Loredana Farcău. Apropiații știu că mă lupt de mulți ani cu acnea și cu problemele tenului. Chiar dacă am reușit de-a lungul timpului sau încercam cel puțin să maschez prin machiaj, am decis la un moment dat să încerc hidrafacial pentru curățarea tenului. Așa am cunoscut-o pe Claudia în clinica Ensardouman. La un moment dat, când a sosit aparatul Scarlett, mi-a recomandat să încerc o ședință, să vedem cum reacționează tenul pentru cicatricile post-acneice, pentru că acnea lasă multe urme urâte, neplăcute. Am încercat, am văzut rezultate după prima ședință, am fost super încântată. Cred că este singurul tratament, sincer, la care am văzut rezultate și super rapid și, într-adevăr, rezultate foarte bune. Eu am încercat de-a lungul timpului foarte multe tratamente pentru ten, inclusiv laser, CO2, creme, spume, geluri de curățat, multe chestii pentru tenul acneic. Voi continua cu tratamentul, intenționez să-l finalizez. Mai am două ședințe până la finalizare. Am rezultate foarte bune. Procedura în sine nu durează foarte mult, nu este dureroasă deoarece se folosește crema anestezică. Într-adevăr, tenul se înroșește puțin după procedură, dar eu îl fac, în general mă programez la prânz și până seara roșeața se duce total, mă pot machia a doua zi, nu am niciun fel de problemă. Recomand cu drag tratamentul Scarlett pentru toți cei care au probleme cu tenul, care s-au luptat cu acnea sau care se mai luptă, care au rămas cu cicatrici post-acneice, știu că sunt foarte urâte, am trecut prin asta, știu cum este. De asemenea, în clinică se efectuează și alte proceduri, precum laser pentru păr, epilare definitivă, hidrafacialul pe care l-am făcut și eu, care m-a ajutat foarte mult la curățarea tenului. M-a ajutat să scap de punctele negre și de coșurile pe care le mai aveam, ca apoi să pot lucra pe cicatrici. Recomand cu drag tuturor celor care se lovesc de această problemă pe care am avut-o eu. Tratamentul dă rezultate vizibile încă de la prima ședință, ceea ce este un lucru, cel puțin de mine, nemaiîntâlnit.